Bună seara! Salutări în numele Domnului Iisus Hristos! Este mai 27. Vulturii se adună împreună. O să citesc aceasta de la fratele Iosif din Jeffersonville, dar înainte să fac aceasta vreau să pun o mică parte dintr-o predică cu ce spune fratele Abraham despre dragoste. Și cred că ar fi important ca să știm că ar trebui să ne iubim unul pe celălalt cu dragoste din Dumnezeu. Fratele Abraham și-a exprimat dragoste pentru soția lui, pentru copiii lui, pentru micul lui fiu Iosif și fiul lui Iosif pentru el. Și vreau doar să pun asta pentru un moment, pentru că cred că câteodată uităm că Dumnezeu ne cere să ne iubim unul pe altul și să ne respectăm unul pe celălalt. Acum aici este fratele Brown. Eu plec de acasă departe de copiii mei, când inima mea se îngerează să fiu cu ei, micul Iosif m-a strigat zile trecute când plecam, eu știe câteodată schimbarea apei, câteodată ne face bolnavi. El a mers afară, a vrut să vină cu mine așa de mult. A plâns toată dimineața și a ieșit afară în hol, s-a uitat afară, s-a îndreptat și a frecat ochii lui mari, s-a uitat afară și a spus, tati, eu am spus, da, fiule? El a spus, Dumnezeu să te binecuvânteze și fie ca tu niciodată să devii bolnav. Doar 4 ani, micuțul Ins. O, Doamne, micul Ins vede vedenii și de toate. Eu într-o zi, când am terminat, vreau să-mi iau Biblia și să o dau mâinile lui Iosif și să spun, iubite, stai cu ea, nu te compromite, stai chiar acolo. Vreau ca tu să stai chiar cu cuvântul. Și așa aceasta este. Este dragostea. Deși știu că dacă fac ceva greșit, eu cred, Dumnezeu m-a iertat pentru aceasta. Dar, o, Doamne, nu aș vrea să-L rănesc pe El. Nu aș vrea să fac nimic să-L rănesc pe El. Îl iubesc prea mult pe El. Ei bine, este așa cum trebuie să trăiești pentru Dumnezeu. În dragoste cu El. Dragoste doar dragoste. Că vă iubiți unii pe alții. Iisus a zis doar, vor ști că sunteți ucenicii mei când aveți dragoste unii pentru alții. Nu pentru că sunteți metodist sau baptist sau luteran sau pentecostal, ci pentru că vă iubiți unul pe altul. Nu a fost asta frumos? Îi mulțumim Domnului că fratele Branham și-a exprimat gândurile proprii cum este să ne respectăm unii pe alții și să ne iubim unii pe alții cu dragostea frățească. Știm că un servitor al lui Dumnezeu ca fratele nostru Iosif este puternic și curajos pentru că cât de minunat ar fi ca să avem al 7-lea înger mesager să spună că el conducea conducerea Duhului Sfânt prin acel dar al unui profet, văzând vedenii și lucruri cum vede un profet chiar și ca un copil și apoi venind ca să se întâmple. Cât de minunat este să auzim asta de la fratele Branham și să știm că acel profet al lui Dumnezeu, cuvintele pe care le-a spus vin să se întâmple astăzi. Și îi cer Domnului că dacă nu aveți har în inima voastră să iubiți pe fratele vostru în Domnul, ca Dumnezeu să vă ajute și să vă moaie inima, ca să aveți o inimă bună către Domnul și servitorul lui, fratele Iosif. Știu că mulți din noi ne bucurăm să auzim de la el și aici este o scurtă scrisoare de la el. El spune, dragă tată, mulțumim, Doamne, că ai trimis lumină pentru producerea hranei pe pământ, pentru trupul nostru fizic. Îți mulțumim, Doamne, că ai trimis lumină spirituală, cuvântul Tău, acest mesaj rostit prin mesagerul Tău, ales pentru ziua noastră, pentru ca Tu să ne poți hrăni cu hrana Ta spirituală strânsă pentru sufletul nostru, căci omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, pentru acest mesaj, căci credem că este lumina pentru ziua noastră. Te descoperi și te manifesti în trup uman, așa cum ai promis că vei face, ca să îți chemi mireasa. Acum, prin credință, noi credem că suntem mireasa ta și cântăm. Noi vom umbla în lumină, este o lumină frumoasă.
Vino unde roa îndurării este limpede, strălucește în jurul nostru zi și noapte. O, Iisuse, lumina lumii. În această seară, Tată, așa cum venim înaintea Ta în rugăciune și închinare în bisericile noastre de acasă, prevăzute de Tine pentru noi ca să ne închinăm, fie ca noi să-Ți încredințăm tot ce avem, fie că este gândul nostru, fie că putem fluiera, cânta, mărturisi sau orice poți face Tu cu noi. Ne încredințăm Ție, Tată. Amin. Mireasa Ta. Nu este asta minunat? Deci, haide să ne iubim unii pe alții și să ne respectăm unii pe alții în Domnul și slujitorii lui Dumnezeu. Dacă nu putem să facem asta, atunci nu putem să pretindem că suntem unul de al Lui. Deci Dumnezeu să vă binecuvânteze până data viitoare și o să ne vedem din nou cu voia Domnului. La revedere!